București la firul ierbii. Bună dimineața, București! Păi fix așa, București, la firul ierbii. Îți spuneam mai devreme, că, mai devreme că elevii de clasa 8 -a pot învăța pentru evaluarea națională. De pe TikTok, de pe YouTube, pe Instagram, pe Facebook, și nu, nu pierd timpul de pomană pe platformele astea. Chiar au posibilitatea să învețe pentru acest examen. Motiv pentru care Mariuca Mihăilescu, fondatoarea platformei a fost este alături de noi. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața, București, de când îmi doream să spun și eu asta. <laughs> Uite Mulțumesc. că s-a întâmplat! Da, 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 am reușit să-mi împlinesc un vis cu ocazia asta. Mulțumim tare mult pentru invitație, pentru că, de fapt, proiectul ăsta este despre cei care beneficiază de el și pentru noi e foarte important ca mesajul să ajungă la cât mai mulți profesori, elevi și copii, pentru că, de fapt, examenul e foarte aproape. Mai sunt exact două luni până la acest examen care va avea loc pe 22 iunie. Timpul e foarte scurt, trece foarte repede, n-a fost un an ușor școlar, a fost un an cu foarte multe goluri de învățare, a fost un an în care școala online s-a întâmplat sau nu s-a întâmplat din diverse motive și atunci acesta a fost și pretextul pentru care am dat drumul acestui proiect. Am spus, hai să punem așa un număr, să le dăm o mână de ajutor acestor copii și să le dăm cumva materia pe înțelesul lor, într-o manieră jucăușă, într-o manieră relaxată, de aceea pe a fost net sau pe contul nostru de YouTube sau pe contul nostru de TikTok, veți putea găsi uh, filmulețe educaționale care vă prezintă materia pentru limba și literatura română la evaluarea națională 2021. Bun, câte filmulețe și ce conțin ele mai exact? Pentru că înțeleg că s-au schimbat un pic și regulile jocului în ceea ce privește acest examen, această evaluare națională. Motiv pentru care au existat ceva temeri și încă există temeri atât din partea părinților cât și din partea elevilor. Există foarte multe temeri pentru că, deși acestea sunt niște, cum să spun, niște schimbări anunțate de mulți ani în sistemul de învățământ, ele par să se întâmple, finally, la acest sfârșit de an școlar. Și atunci, cumva, din mers și copiii, dar și profesorii au trebuit să se adapteze noilor conținuturi, noilor itemuri, noilor moduri de, de evaluare. Și aici intervine, cumva, profesorul căruia noi ne-am adresat în realizarea acestui proiect este vorba de Bogdan Rațiu, profesor de limba română la, la Târgu Mureș care a venit cu o abordare foarte fresh și foarte uh, flexibilă, pentru că e foarte important să ai parte de un profesor care ține cumva uh, ritmul și pasul cu, cu vremurile și Bogdan a reușit uh, să împacheteze materia de examen într-o formă extrem de uh, ușor de înțeles fără să atenteze în vreun fel la calitatea materiei. A fost foarte simpatic pentru că with mm -hmm. primit primul clip de YouTube să ne da feedback, să spună cum e, cum mi se pare, uh, s-a uitat la el și a zis uh, copiii o să vă iubească, profesorii o să vă urască. <laughs> Dar nu e cazul, da, 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 nu e cazul pentru că uh, feedback-ul pe care îl primim de la profesor, pentru că e clar că am avut emoții după uh -huh. răspunsul lui Bogdan, este unul foarte pozitiv. Mulți dintre ei sunt uh, foarte încântați că prin aceste clipuri pe YouTube își, gă își găsesc un pretext foarte bun de a atrage spre, pe copii spre învățare și de a le arăta și o altă variantă de material educativ. Iar copiii sunt foarte încântați pentru că, în primul rând, i-am agățat așa cu ghilimele de rigoare pe contul nostru de TikTok. A fost odată unde, sub hashtagul învață pe TikTok, au acolo niște explicații foarte haioase și niște exemple foarte haioase legate de materia de limba română și chiar de dimineață colega mea, Andra Bărbunaru, cea care se ocupă de contul nostru de TikTok, a pus uh, un uh, clip în care va trebui să recunoașteți un personaj uh, literar. Sunt foarte curioasă să văd uh, reacția copiilor pe, pe TikTok. Yeah, mi se pare foarte interesant și apropo de, uh, de ce spuneai că profesorii ar putea să vă urasc, uh, Ba din potrivă mie mi se pare că ar putea să-și găsească o sursă de inspirație, uh, astfel încât să abordeze un pic altfel materia, pentru că într-adevăr s-au schimbat vremurile foarte mult și acum mai toți stăm, nu e vorba doar de cei tineri, de elevi, toți stăm pe rețelele de Așa socializare, fie că vorbim de Instagram, de... De Facebook sau de YouTube. Proiectele astea micuțe, materiale micuțe de pe TikTok, fac trimitere către filmulețele mari care se găsesc la voi, da, la voi pe care site. Se nu, Da, să fie pe canalul de YouTube a fost odată, fie pe a fost unde există o secțiune specială în care sunt postate toate cele 12 filmulețe. Noi am postat începând din luna martie luni și joi câte un material noi nou uh -huh. iar seria de 12 clipuri se încheie chiar la sfârșitul aprilie, deci practic mai avem încă 3 clipuri de postat pe site după care cele două luni care au rămas până la examen vrem să facem așa un heavy rotation ca materialele să ajungă la cât mai mulți copii foarte important sunt materiale gratuite și mai mult decât atât, fiecare din aceste materiale au un link de download pentru că ne-am gândit că ne adresăm și copiilor, poate din zone care nu au acoperire la net sau, nu știu, un sate mai îndepărtate, și atunci ele pot fi descărcate într-o tabletă, într-un telefon și pot fi folosite ulterior și acasă, chiar dacă n-ai fibră optică până la poartă. E foarte, foarte simplu. Spuneai că ați primit un, un feedback din partea profesorilor. Care ar fi feedbackul din partea elevilor? Până, păi, până acum? Începând cu de ce n-ați fost și anul trecut, unde ați fost anul trecut până la... A fost foarte comic pentru că primul nostru uh, material pe care l-am pus pe site a fost despre rezumat și a fost zi înainte de simularea de evaluare uh -huh. națională când chiar rezumatul s-a dat la, la examen. A fost o coincidență fericită și evident că <laughs> multe dintre comentarii au fost unde ați fost ieri, de ce nu v-am văzut mai devreme ca să învățăm pentru, pentru simulare. Între timp timp. A apărut și rezultatele la simulare și sigur mulți spun că rezultatele sunt bune, mai bune decât se așteptau, dar eu aș atrage atenția asupra faptului că așa dacă e să ne gândim statistic doar 80 de copii din țară au luat 10 la română și 800 de copii la mate au luat 10, deci e destul de mare diferența clar din punctul meu de vedere la această evaluare națională, pare că româna e cumva piciorul călcăiului Ahile. Da, nu, nu sunt vești deloc grozave, cu toate că și eu am citit o grămadă de informații, cum că stăm foarte bine. Suntem doar mai jos față de anul de 2019. În rest, suntem peste tot ce am avut până acum. Vrem, nu vrem... În teorie stăm foarte bine. În practică, acești copii, pentru prima dată, vor trebui să facă un subiect din ceea ce știu ei și din ceea ce au citit și din cultura lor generală. Să vedem cum se descurcă, pentru că, până la urmă, despre asta e vorba. Uh cumva e o schimbare așa de ritm în timpul dansului și nu știu mm -hmm. câți vor ține pasul, pentru că, de fapt, le cer ca ei să fie creativi, le cer să pună cap la cap niște informații, în condiție în care, în 8 ani de școală, nu știu dacă ai făcut neapărat chestia asta și nu știu dacă e învățat să, să gândească în spiritul acesta. Ne bucură faptul că, în sfârșit, ne îndreptăm și noi în zona în care învățăm elevii să să gândească și nu ne neapărat să învețe comentarii, cu toate că știm că practica comentariilor învățate încă funcționează în multe, în multe școli din, din România, din păcate. Din păcate, funcționează. Eu sunt o generație a comentariilor. învățate. și de eu la fel. Acum. Și eu la fel. Deci, <laughs> nu bine, mă rog. <laughs> Dar e important să ținem pasul și eu mă bucur foarte tare că profesorii au primit uh, cu inima deschisă acest proiect. Semn că uh, schimbarea e importantă și pentru ei, și semn că au înțeles că limba, uh, a vorbi pe limba elevilor e un plus uh, pentru, pentru ei și nu e uh, cumva uh, o, hai să spunem, un, un, lucru rău. E important să ținem pasul și e important să fim updated pentru că acești copii, acești digital natives, clar, au o viteză și o dorință de consum mult mai mare decât am avut-o noi, această generație a comentariilor învățate pe de rost. Exact. Încă o dată, Mărica, pe final, unde găsim toate informațiile, site, platformele de socializare, cum vă găsim? Ne găsiți pe afostodată.net, ne găsiți pe YouTube a fost pe contul de TikTok a fost odată sub hashtagul învață pe TikTok, evident contul de Facebook unde suntem foarte active și eu și Andra și avem și un cont de Instagram, peste tot. Peste important tot. este să aveți chef de învățat și să vă doriți să înțelegeți materia asta de limbă și literatură română, care apropo s-a schimbat enorm de, da. de pe vremea mea, lucrurile nu mai arată la fel și înțeleg de asta și pe părinții care sunt de, extrem de derutați în această perioadă Pentru că le e greu să-și ajute uh, copiii Așa că eu vă invit să aveți încredere în expertiza lui Bogdan Rațiu Proful de română de la Turgul Mureș care a făcut o treabă uh, super bună E uh. foarte organizat și uh, calitatea materialelor este, uh, este grozavă profitați de, de, aceste uh, lucruri. Mulțumim mult, Mariuca Mihailescu, fondatoarea Mulțumim. platformei a fost odată.net, a fost alături de noi. Multă baftă în continuare, sper să, uh, să avem parte de rezultate cât mai bune la aceste examene Dar și nu mai. Mulțumesc.